Mulțumim pentru cuvântul frumos spus de, nu e fratele meu de trup, dar e frate de credință, Stelian Bomboș, un prieten vechi, chiar îi spuneam un prieten vechi de demult, de când noi doi eram tineri și liniștiți că cunoșteam pe Dumnezeu și ne-am cunoscut la Mănăstirea Creanța, în Prahova, unde părinții de acolo, în special părintele Stareț Nicodim Dinulescu, un părinte de excepție care acum este în cer, nu mai este printre noi, strângea tinerii evlavios și tineri cu minți în mănăstire și nu numai cei care urmau avea viață mănăstirească, dar și cei care doreau să meargă la studii, la seminarii, la Facultatea de Teologie, ba chiar cum fratele nostru Stelian a mers la doctorat în Grecia și acolo ne-am cunoscut noi prima dată, iar apoi am ținut legătura, eu fiind stareț în județul Giurgiu, la Mănăstirea Comana, o mănăstire istorică, frumoasă, când eu aveam 25 de ani, am fost numit stareț acolo de către Preafericitul Teohtist, vrednicul de pomenire, patriarhul nostru, iar dânsul ajunsese consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte, eu având nevoie de sprijin pentru a reabilita mănăstirea și de proiecte, mergeam des acolo și așa ne-am cunoscut mai bine și de atunci ținem legătura și mă bucur că astăzi ne-am vizitat, noi ne-am mai întâlnit și cu alte ocazii, dar de ceva timp nu ne mai întâlnisem, iar astăzi mă bucur că a venit și l-am rugat să ne țină un cuvânt, pentru că cu mine sunteți obișnuiți și când mai apare câte o persoană pe care o putem exploata duhovnicește, ne străduim. Așadar, Bunul Dumnezeu să vă ajute tuturor, să vă aline necasurile, să vă îndepărteze oftatul și mai mult ca oricând văd în rugăciune dumneavoastră pe care le dați la altar și în discuțiile pe care le am cu oamenii, probleme mari la copiii dumneavoastră, cu drogurile, cu jocurile de noroc, cu desfrâul și cu viciile acestea ale momentului prin care Satan a pus stăpânire pe societate. Vă spun că experiența mea de preot și văzând de multe ori minuni în familie care au necazuri, nimic altceva decât biserica și specialiștii. Dar nu specialiștii aceștia care au apărut așa prin toate blocurile și pe toate rețelele de socializare, și specialiștii cu studii, specialiștii cu carte. Iar biserica prin spovedania părinților, prin parastase făcute din neam în neam și în mod deosebit prin împrietenirea cu Mântuitorul, cu Maica Domnului și cu Sfinții. Dumnezeu, în atot milostivirea sa, a dat darul Sfinților ca să ajute pe diferite probleme din societate. Cum știm că Sfântul Mina ajută pe cei păgubiți? Cum știm de Sfântul Nectarie? Sfântul Partenie al Amsacului, tămăduitor de cancer și alții, cum și icoana Pantanasa din Sfântul Munte Athos, originalul, cum avem și noi aici, copie fidelă, adusă chiar din Sfântul Munte, de la Vatopedul, adusă și sfințită acolo de către părinții de la Vatopedul. Și Dumnezeu a dat la anumit sfinți diferite daruri în icoane și le numim făcătoare de minuni diferite daruri, ca oamenii să aibă ajutoare în necazurile lor. Și așa că împrieteniți-vă în necazurile dumneavoastră cu Mântuitorul, cu Maica Domnului, cu Sfinții, descoperiți ce daruri au Sfinții, faceți-vă prieteni din ei și ușor, ușor scăpați, se ameliorează, nu e dintr-o dată, dar se ameliorează situația de acasă. Trebuie să rămâneți ancorați în credință, pentru că Satana vrea să ne ia darurile. Că la început te duci cu evlavie către biserică, iar dacă răspunsul nu este cel dorit, adică abundent,
Începe satana să-ți pună îndoiele în minte, dar oare chiar o fi așa la biserică, că uite, te rogi și încă nu primești răspunsul, dar oare chiar este așa? Vă spun, din experiența pe care o am, că am văzut minuni în viețile oamenilor, în familie, și am văzut schimbări majore, dar cu multă evlavie și cu multă răbdare. Domnul să vă ajute, să vă mângâie pe toți, să vă aline necazurile și să vă dea zâmbet că e multă suferință. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, ieri am spovedit aproape toată ziua, și cineva îmi spunea la spovedanie, zice, nu știu, Părinte, toată lumea e nervoasă, parcă plutește așa, cum este ăsta de la wireless, de la internet, cum vezi că așa și te cuplezi imediat. Zice, dintr-o dată te nervezi, dintr-o dată te exterie, exterie. Spuneți dumneavoastră, dar zice, nervi așa dintr-o dată. Și ce nu știu, eram liniștit, dintr-o dată mă enervez. Și așa e și în familie. Încerc să atrag atenția frumos și terminăm cu nervi. Și trei zile nu vorbim. Și atunci zice, nu știm de ce, dintr-o dată, așa. Și zice, ne rugăm, dar dintr-o dată. Păi, am spus, Tată, dar diavolul nu șomează niciodată. El nu e trimis în concediu. Niciodată. Și atunci el ne ispitește, el fiind și cu multă experiență și viclean, ne sucește și ne mătește. De aceea, așa cum s-a zis și în cuvânt, trebuie să punem bază minții cu rugăciunea, cea de toate zilele aceea cu Doamne Iisuse.